artist aproape de săvârșit, adică actor, cântăreț, compozitor, regizor, scenarist și producător. Adriano Celentano, cel care a înflăcărat inimile tinerilor între 20 și 30 de ani, prin deceniul al VII-lea al secolului trecut, este italianul născut la 6 ianuarie 1938 în Milano. Debutul său muzical are loc în 1957, în film debutează un an mai târziu, iar în 1960 este unul din preferații lui Fellini pentru realizarea filmului La Dolce Vita. Festivalul de la San Remo, dar și televiziunea, îi aduc consacrarea artistului italian care, împreună cu Lola Falana, de exemplu, realizează veritabile show-uri TV. Continuă să joace în filme, mai apoi să regizeze, să devină producător, iar din perioada mai aproape de începuturi, nu trebuie uitat filmul Bingo Bongo. În paralel, Celentano înregistrează și susține concerte, astfel că din cele 40 de albume editate, marea majoritate sunt de studio, iar 3 dintre ele sunt live. Titlurile reprezentative ale acestor apariții sunt Blue 1960, Super 1965, Il Forestiero 1970, Soli 1978 și altele. Parte din aceste albume sunt însă realizate împreună cu alți interpreți precum Mina sau Eros Ramazzotti, artiști care apar alături de Adriano în diferite spectacole de televiziune. La începutul anilor 80, Adriano Celentano lansează celebra melodie Susana, mult utilizată în discoteci, piesă care făcea din generația 80-istă ceea ce italianul reușea să facă din tinerii anilor 60 ai secolului trecut. Susana, 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 dove sei?